Seceta se va prelungi și chiar va deveni severă săptămâna viitoare și asta pentru că meteorologii spun că ne așteaptă zile de foc. De la mijlocul săptămânii, aerul va deveni pur și simplu irespirabil în cea mai mare parte a țării, așa cum putem observa pe hartă, aici unde vă invit alături de mine pentru o mai bună înțelegere. Probleme mari vor fi în zonele deja afectate de secetă, în Câmpia de Vest și Câmpia Română, doamnelor și domnilor. Temperaturile vor depăși 36-37 de grade la umbră, apoi vremea călduroasă se va extinde în cea mai mare parte a țării, ceea ce înseamnă că trebuie să ne așteptăm ca indicele temperatură umezeală să depășească pragul critic. Este situația care supune corpul la un stres extrem, iar în agricultură, foarte important, se prelungește codul roșu de secetă și asta pentru că, din punct de vedere al precipitațiilor, doar zonele înalte de munte vor avea parte de ploi și doar de scurtă durată. În rest, soare cât cuprinde. Valul extrem de caniculă produce mari probleme în aproape toată Europa. În Spania, săptămâna viitoare, temperaturile ar putea atinge și chiar 44 de grade Celsius, iar în Portugalia 42 de grade. De reținut este și situația din Marea Britanie, unde valul de căldură este așteptat să aibă vârfuri mâine și poimâine cu temperaturi record în ultimii 50 de ani. Atenție, în ultimii 50 de ani. În mai multe țări, doamnelor și domnilor, oamenii sunt sfătuiți să evite călătoriile care nu sunt necesare, ceea ce este valabil și pentru noi, desigur, sfat care ar trebui respectat și de noi, după cum vă spuneam, săptămâna viitoare. Bun. Mai multe incendii de vegetație au avut loc și în acest sfârșit de săptămână în diverse zone ale țării. 10 de hectare au ars din cauza neglijenței unor persoane, dar și a temperaturilor caniculare și a secetei. O intervenție are loc chiar la această oră pe un câmp de circa 12 km de municipiul Iași. Focul a cuprins mai mulți baloți de paie, dar și circa 20 de hectare. Terenul se află în satul Rediu Mitropolie din comuna Popricani, iar flăcările se extind rapid și din cauza vântului puternic. Mai mulți pompieri intervin pentru a opri extinderea incendiului și să lichideze. Urmărim pe mai departe ce se întâmplă acolo.